Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. N-am mai vorbit de mult despre cuplul Mihai și Hatice, pentru că n-am mai găsit nimica. Sau au stat liniștiți și au vrut să-și vadă de viața lor și să ne țină în suspans, pentru că acum, fiind vedete, toată lumea e curioasă ce fac, dacă mai sunt împreună, dacă așteaptă vreun bebe. Chestii de-astea pe toți întreabă în dor pe ei. Am văzut că Mihai a făcut o surpriză soției, a venit la ea la muncă. Cineva îl filma pentru că mai era încă o fată acolo și a făcut așa semn să tacă. Ea era cu spatele, nu l-a văzut, el avea un cadou într-o plasă. Și a venit încet, încet, când s-a întors, foarte surprinsă, o plăcut surprinsă, bineînțeles, s-au îmbrățișat, s-au pupat și ei puțin, dar așa, mai discret, că era la muncă, nu era la casa mireasa. Dedicația mi-a plăcut, scria "Te iubesc cu toată ființa mea", măcar dacă ar fi așa. Eu v-am mai spus că nu le dau prea mult timp împreună, dar s-ar putea să mă înșel. Chiar aș vrea să mă înșel, pentru că nu-mi plac despărțirile. Eu am trecut printr-o despărțire și nu n-a fost deloc plăcut. Așa că, oricât de antipatici, mai ales ea, au fost în casa mireasa, adică faptele lor, nu ei, cu ei n-am absolut nimic, știți, eu discut doar despre ce fac ei, nu. Ei ca persoană nu mă interesează absolut deloc. Deci, cadou era un tablou cu ei doi, era un tablou mare, era lung așa, și arăta două fotografii, nu era pictat, erau fotografii, un cadou foarte frumos și ea era încântată. Normal, e bine să primești, nu?